Suntem într-o misiune specială. Omul este un elementul lui natural. Munca. Asta e osia, cred că, de la tank, știi? Da. Ai. Mă pune acolo. Bună ziua! Furca aia de acolo, Victor, du-o la grămada de pe tank, că pe-o vedea nu îmi potrivește. Mi-a luat-o mie! Ți-am luat-o, ți-am găsit-o pe aici, pe moloz. Asta o pun în portbagaj. Ce faci, doamnă? Ia, curăț un pic pe tavan. Ca apoi mă apuc să curăț pe jos și să nu ptice după aia atât. Dai și cu mopul? Dau și cu mopul la final. Nu vrei să vii să ne dezvălui ce e aici în camera asta? Că Victor nu mai poate din răbdare. Deschid eu. Îți dezvăluie Victor. Ia să vedem, Victor, ce e acolo. Mie mi-ar plăcea ușile astea să le folosim oare unde. Hai să vedem dacă poate bărbatul să deschidă ușa. Știi ce se întâmplă aici? În fiecare an crește nivelul solului. Și vede că vine ușa din balamale afară. S-a deschis. No, Victor, ce comoară avem aici? Eu cred că cel mai de preț lucru din încăperea asta îi... Încăperea. Sacoșa asta de fițe. De Balenciaga. O dai jos să vedem ce e înăuntru. Borcane cu rachiu. Nu, sticle de bere. Sticle de bere. Ce facem cu ele? Le dăm la licitație? Hai, Victor, că acum facem inventarul. O gerbă. Ai o greblă de copil cu două degete la o mână. Aici, Victor. Du-te, du-te. Du-te, iau de jos și pune-o în robă. Draga mea, te las pe tine, că aici nu-i nimic de interes. Dacă găsești tu ceva interesant, mă chemi. Dar cred că mai degrabă le-a aruncat-te. Da. Cei de metal la metale, cei de plastic la plasticuri, no, aceea, știi ce-a fost, Victor? Vezi să nu rup de tot. Știi ce-a fost ăla? Da. Ce? Război, cred. Dragul tati, ăsta a fost un compas. Uită-te la el. Vezi-l ce fain e? Asta trebuie pus bine, dragă. Fain. Unde îl punem? Îl ții tu mâine până gătăm? O trapă. Nu, că mă duc să-l pun de aici. Mă duc să-l pun, că ăsta e chiar fain. Dacă las pe mâna lui Victor... O curea, vezi, ți-o bună? Ia fi atent, că funcționează, uite-te. Vezi-l? Da. Păi, e bine, tu. Să ne punem echipamentul de protecție. O cuție, îți trebuie? O din aia, cum îi zice la asta? Teacă de cuție. Teacă, de la cuție, îți trebuie? Nu mi-e trebuie aia. Nu? Nici ceva fier. Ceva fier, pune-l acolo să fie. O, uite, o din asta de drujbă. O din asta, dar tu știi cuvintele în limba română? Un lanț de drujbă.
Nu trebuie, că e de drujbă de aia veche. Pac de siringă. Ăsta poate că n-ar fi rău să-l păstrezi. Pac de siringă întreg. Pachet. Îl punem la gumă, Victor, îl ducem la gumă. Dar de ce? Auzi. Ce lungi e, fii atent. Ăla e un lanț foarte greu de drujbă de aia rusească. Mhm. No, trebuie să ne găsim un loc unde punem fierul vechi. Asta chiar că de... Fierul vechi merge uite acolo. Da, da, aci să nu merem tot de fiecare dată. De acolo o găleată, am avut ce șlefui pe ele. Astea au fost sevile din gard. Le-am sudat completare, le-am sudat mustăți și acum le refolosim ca stâlpi de poartă. Și tu le-ai sudat aici? Da, le-am sudat, le-am bolizat. Nu e chiar perfect, dar e bine. Dar ce fain! Și asta la... Da. Și acum urmează să dau vopsea 3 în 1. Când o să torn stâlpii, o să bag în ele și beton, deși au țevile astea au un carn de vreo 3 mm. Dar o să bag și beton și o să le sudez balamalele de aici de acasă. Asta o să-mi dea un pic bătaie de cap, că și acasă, tot acasă voi face și porțile și atunci trebuie să le măsor foarte bine ca să-mi intre, numai să le duc să le montez. Un rând de haine trebuie să schimb, că ia deja cum arăt, ca un... Un om harnic. Ca un boschetar harnic. Și... Nu, no, dar decât să dau bani pe alte țevi, bani care nu îs acum, că toată lumea se plânge de bani, le-am recondiționat astea fiind în stare bună. Hai, mă, să-i facem o surpriză la Andreea. Să vadă cât de mult o iubim. Vrei? Culegem niște flori. Ia uite, dragă, nu le-am mai numărat, nu știu dacă-s cu număr par sau impar, dar tot atât a fi. Domnul. Pentru tine, de la boschetarul tău preferat. Dacă unii dintre voi nu mă recunoașteți așa bine, să știți că iară m-am înțepat o albină ieri. Am lucrat în grădină cu tractorul, pe acolo făceam gălăgie cu tractorocul ăla mare. Și m-a atacat o albină, a zis, du-te după ce. Alalter, de fapt. Începe să mi se tragă umflătura, da? Ai încercat tot așa să le pui mâncărica? Nu. Nu, nu, n-am umblat pe la ele în ziua aia. Uite, ce la asta. No, ăla e de la motor, Victor. De la tank. De la tank. Ăla e un capac de motor, Victor, de motoraș. De la tank. O garnitură de chiuloasă, probabil. O cheie. Un lanț și încă un lanț, un rând de chei. Nu, nu alea-s cheile de la tank, Victor. Zameli. Să tale? Ce doamne? Asta e de alamă. Și cum îți dai seama mami, că e de alamă? Mami, un pachet. Păi are o culoare galbenă, așa, valoroasă. Da. Ce e acolo, Victor? Parafină, cred că. Nu băga de aici celeniale. Da, ce este? Hai să spun. Începeți de aici, de la intrare, ia gentuța asta de poștaș de aici, de jos. Și haideți de aici, de la intrare, cu curățenia, că nu poți să calci așa pe mizerii, că te poți răni în ceva. Ia uite acolo farul, între picioarele tale, înapoi. Ridică de jos, între picioarele tale. Ăla, ăla. Ăla de plastic rotund din fața ta. Roșu. Nu, no, ăla-i farul de la tank, Victor. Ia să-l văd. O geantă șmecheră, fii atentă, Balenciaga. Da, de-aia scumpă cum ar fi. De-aia scumpă, da. De-aia de la noi, de la țară, atâta valorează, că e no, Balenciaga. Cutia, vezi, ți-am găsit și cutia. Mamă, bine, cutia. Dinam. Victor, ăla dacă învârți tare, tare de el, îți poate ilumina un bec. Cum, gen așa? Mhm. Mm, super, la fie. Ia ce fain e schiere. Dăm un pic cu apă pe el și ia. Scanui, așa-i? Am găsit un păhărel. 23.
Ce păhărele? Ăla e de la... E pălincă? Nu e din ăla de siguranță, de la... Nu, e de la de scobitor, cred că, sau ceva. Da? Da, bine zici. Pila. Îți trebuie pila? Da, pune-o bine, că cu asta se deschid multe, multe uși. Nu-i pilă de unghi, Victor, e pilă de metal. Tu ce, dacă e pilă, tu numai pilă de unghi știi că există. Nu. Ăsta e tot de la, e de la bicicletă, bicicletă, așa? Nu, no, Victor. De la zbici. De la tank. De la roți. Sâmbătă 10 martie 2012. Hai de mine. De 12 ani. Nu le arunca alea, auzi. De ce? Sunt destul de curate, pune-le bine. Nu vreau să te mai aud. Cu pune-le bine, dar nu se poate să punem bine atâtea lucruri. Nu vrei să faci un muzeu al acestui loc? Lasă-mă cu ziarul, libertatea, jurnalul. Da, ia, ăsta e cu ceva voievod, bă, el cred că e din 1320 ziarul. Jurnalul de vineri. Ia să vedem nici data, e Victor? Cum se vede? 29 martie 2012. Brelau. Ai, 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 ai. Hai să-l aruncăm, e foarte murdar. Avem aici o scară. De ce? Călcăm acolo. Nu am urcat, dar nu acum, bine? Ia, dragă, hai să-ți explic. Baterie de 100 de mii de ani. Pune-le aici cu sticlele. Uite, dragă. Peretele ăsta, dacă îl dăm deoparte, ce cămăruță faină s-ar face aici? Da, s-o face faină, dar... Și pământul din peretele ăla folosim la văcălit. Pur și simplu. Păi nu, că casa, uite, cum ține grinda asta, așa ține altă grindă mai încolo de, de pun zid pe zid. Și din coace alta. Deci ăștia doi păreți se pot dărâma. Nu, mă gândeam că totuși unul dintre ei să rămână și să fie un spațiu de depozitare sau ceva. Da, păi atunci hai să-l dărâmăm ăsta. Îl dărâmăm ăsta și rămâne acolo spațiu de depozitare în partea aia. Da, nu putem hotărâ pe parcurs. No, hai să vedem ce-a lucrat Andreea, că ea deja o considera că are motiv să facă pauză. No. Nevastă trecută de 30 de ani, uită-te tu cum se comportă. Dar n-am ce-i băga de vină cu o voharnică. Ia uitați ce frumos arată încăperea asta, deja parcă e altfel. Încă nu ne-am suit în pod să vedem ce e acolo. Ce va fi și în pod? Câte un pic de curățenie va trebui făcut și acolo. Cum ar fi dacă aș dărâma eu toată construcția asta? Care e foarte veche. Să păstrez fundația de piatră, să torn o placă de beton peste ea și să o refac la exact aceleași dimensiuni cu bolțar de cărămidă de zalău. Aș rostui fundația, aș repara-o complet, aș rostui fundația, o placă bună, sănătoasă de beton și refăcută în aceeași poziție. Ce părere aveți voi? Că lemnele astea sprinse de olaltă așa cum îs. Și inițial ăsta ne-a făcut gândul să o reabilităm și să o păstrăm așa, dar dacă o refacem din bolțari, e mult mai bine făcută. Un aspect important pentru care mă gândesc în felul ăsta acum este că
Vrem să folosim anexa asta mai mult decât un spațiu de depozitare. Grinzele alea au cam stat pe pământ. Partea asta e la nivelul pământului. Iar tavanul e foarte jos. Tavanul e cam la 2 metri. Noi dacă refacem cu zidărie și cu tot cu centură până la nivelul ăla, deja e o încăpere frumoasă. O să o întreb și pe Andreea cum mă duc încolo la ea, dar pentru că voi, urmăritorii noștri, ne urmăriți cu mare interes, lansez această întrebare și pentru voi și aștept să-mi scrieți neapărat în comentarii sugestiile voastre. Aici, cu siguranță, a fost un cotez de porci, datorită acestui beton care-i turna roată. Ia să merg să vedem ce zice Andreea. O grămadă de lemne sunt, parte din lemnele de la coperiș se vor refolosi, dar nu stare hotărât despre pereții ăștia din pământ. Cum ar fi să... Că nouă ne place tare mult fundația de la construcția asta, da? Uh-huh. Să rostuim fundația, să o reabilităm și restul construcției să o dărâmăm și să o refacem din bolțari de cărămidă. Ai venit la burtica lui tatăl tău? Stai să vorbesc cu mămică, da. Bun, eu am o idee foarte bună. Să o dărâmăm, da? Da. Și după aia să vedem ce facem cu ea. Nu, așa. Intrăm în pod. Pentru că dacă o gândești ca un spațiu, o încăpere mărișoară și un depozit sau o baie lângă, poate fi un spațiu de gătit, poate fi un magazin, poate fi altceva, poate fi un spațiu de dormit, separat de închiriat. Dar nu se mai aude, tati. Dacă faci un spațiu separat de închiriat, eventual... Dar s-o dărâm numai ca să fie dărâmată. Păi da, dar ideea mea, și eu ți-am mai spus, ar fi foarte fain. Facem fundația, da? Pune fundația. Și facem din lemnele astea ce le-am salvat, așa vechi, facem un foișor frumos, o ciupercă, știi? Și apoi punem asta. Unde? Să avem. Într-o parte, de exemplu, un cuptor, plită și așa. Putem face plăcinte bune. Și unde să vă așteptăm la punctul gastronomic local? Pe care vă așteptăm? Că tu cu mine vorbești acum. Da, pe tine și pe copiii tăi. Așa. Așa. Toată această discuție despre un foișor în zona asta ridică probleme, pentru că, uite, acolo e vecinul tău, care va locui și el. Da, dar și nu va face... că pe partea aia au închis, știi? Nu trebuie să fie partea aia. Da, dar ție asta, construcția asta ții după casă, da? Ai o casă mare aici și probabil vom face un foișor, dacă facem ceva foișor în partea aia, trebuie să fie de parte de drum, nu aici unde trec mașini. Și păi, tu singur te contrazici, da? Unul la mână. Tu vrei să, cine trece pe drum, să treacă pe drum și să intre la tine să cumpere o plăcintă. Da, și ăla o să fie un spațiu ideal să vinzi, da, o plăcintă. Așa, dar să nu fie la drum, să nu intre nimeni să cumpere de la tine o plăcintă, știi? Nu știu ce șmecherii faci acolo. Nu are sens ce zici tu. Deci tu zici că trebuie să fie unul la drum, dar să nu fie unul la drum. Asta ce zici unul tu. La drum? Ceva, spațiu de... Spațiul ăsta există deja la drum. Se pune întrebarea, dacă îl dărâmăm și îl refacem din cărămidă, ceea ce va însemna o cheltuială suplimentară în plus, bătaie de cap și multă muncă, dar ca să-l transformi în foișor deschis, pe care îl folosești jumătate de an și deschis fiind, ești aproape de vecinul tău care îi la 2 metri de gard, nu e o idee bună, pentru că tot, pe foișorul ăla să stai tu să-ți vină praful din drum, de la mașinile care trec, Constanța ți se adune 5 mm de praf într-o lună de zile, nu o să-ți placă. Dar așa, dacă faci o bucătărie cu un geam deschis încolo, care îl deschizi când vinzi o plăcintă de două ore pe zi, ar fi o construcție aproape complet nouă, cu excepția fundației, da? Una e să fie construcție cu un geam pe care tu îl ții deschis când înmânezi o plăcintă două cuiva, care trece pe aici, așa.
sau chiar o încăpere care are potențialul să o dai în chirie cu o baie lângă ea, cochetă, separată de restul, decât un foișor pe care se adună praful, că de bine de rău se mai circulă pe drumul ăsta. Și ești la 5 metri de drum. Problema e că nu să facem noi investiție în astfel de încăperi, știi? Deci cea mai bună idee ar fi să rămânem, să o recondiționăm așa cum e, că se poate demola și ulterior. Da, dacă o lipește așa cu pământ cum vrem noi să o facem, nu are sens să o dai jos. Și atunci probabil că nu, dar mi se pare 2 metri și un pic e puțin aici spațiu. Aici noi ne-am gândit să punem o podea din cărămidă, pusă una lângă alta, așa așezată doar și cu nisip între ele. Și să fie așa un pic de... Na. Dar uite că aici ești mai sus decât acolo. Sau cel puțin cam la același nivel. No, hai că dacă mă iuși cu o cărămidă, deja eu mă ating de grinda de sus. Tu te gândești că o să desfacem de sus? Cred că până la urmă tot vom desface noi tot. Știi ce? Putem încerca. Ce? Dărâmăm toate zidurile și lăsăm structura. Pentru că va fi lemn de esență așa. Tare. Așa. La fel și partea de sus, podeaua și tot. Și poate o să refac și tu numai un pic acoperișul, o să acoperi cu țiglă. Păi acoperișul trebuie refăcut, că a fost făcut cu draniță, uite-te cum e. Și a fost prinsă niște tablă peste el. No, eu aș prelungi un pic acoperișul și încoace măcar vreo 2 metri, ca un fel de terasă. Hai că ne mai gândim. Că sunt multe întrebări. Poate ne scriu și oamenii în comentarii. O, da, că știi ce? Când ești așa la fața lucrului, îți vin idei, știi? Dar parcă niciuna nu pușcă cu ce ar trebui să fie. Și sunt care, na, observând de la distanță și neimplicarea emoțională te ajută să vezi lucrurile un pic mai clar, știi? Tu, ideea ta era să-ți faci aici un studio de pictură de una de alta. Da. Liniște un pic, Victor, te rog. Și... Da. Studio sau nu e studio? Ar fi o cameră mare cu o depozit lângă o ceva. Nu știu ce să zic. Hai că ne mai gândim. Ce bine l-a pus. Și-o putut ca să poată fugi de aici. O foharnică. Îmi aduce la mână tot ce trebuie. Mă ajută mult, numai el e cu gândul la joacă. Cum și trebuie la vârsta lui, dar nu a fi cu gândul la lucru ca copiii din India care fac cărămizi de la 6 ani. Pe marginea acestui deal a fost un gard din stejar cu sârmă ghimpată. Și cred că am strâns deja aproape o roabă plină de sârmă ghimpată iașenii, îndoită și strânsă bine, din iarbă. No. Vine vara și va crește iarba, așa că mă bucur tare, mă bucur să văd că mă apropiu de un final și pot să mă gândesc că am strâns toată sârma ghimpată de pe zona asta. Mare dealul și aici. Da, aici chiar e mare. Chiar e mare aici. O mai scăzut la tine burtica. Păi o scăzut că n-am vreme nici să mănânc acum, atât muncesc, atât fac și nu mai mi-e nici foame când văd cât am de făcut. Știu că ți-ai dorit să-ți scad.
De aia te complimentez. Da, mulțumesc că ai observat, dragă. Să știi că se apreciază foarte mult aceste complimente sincere din partea ta. Greu, greu. Să nu știi rosti cuvintele, altul fel. Băi, copile, eu știu de pe mai multe județe vorbirea, dar mu... Bine, Victor, dragule, că eu dacă n-am mai fost pe la școală de mult, vorbesc și eu cum pot, dar tu amu ești în școală, să se vadă că ai școală și ai învățătură. Ai, uite tu ce tăt, are cea căța mine, s-a învățat să achețe și ăsta mine. E bine, Victor, că mă corectezi. Eu trebuie să ascult corectarea de la oricine. Ești cam singurel acolo, Victor. Oricine are un sfat, o vorbă bună pentru mine, eu trebuie să ascult. Ia sârmă. Tătă, mai dai eu cu cosătoarea pe ele, că... Nu, de fapt, după ce gădesc os și de ce văd eu din mare, dau cu grebla. Și îi mai pescuită ce sârmele. Uite-te tu cu tă sârmă. Și asta e numai jumate, că cealaltă jumate am dus-o. Ce vagon ce mi-o picat dintr-un arbore de ăsta. Ia uite-te tu. Cel-ai car pe care l-ai scos. Da. Cu sârmă legată de el, ca să fie sigură că nu-l fură nimeni. Sârmă ghimpată. Sârmă ghimpată, sârmă de asta la altă pe capătul ăsta. Acolo a picat prunul pe ea. Na, dragul meu, hai să ne continuăm treaba și să... Ce treabă? Că am gătat treaba. Vrei să termin filmarea? Dragilor, cam ăsta e video de astăzi. Ne-am tot oprit și am tot filmat câte un pic. Asta ne încetinește la lucru, așa că e foarte important să ne ajutați cu like-urile voastre, eventual cu o distribuire. Suntem în Maramureș și ne place ceea ce facem, dar dacă și vouă vă place ce vedeți la noi, scrieți-ne comentarii, dați-ne sugestii, idei. Lăudați-ne dacă se poate și dați câte un like, neapărat un like. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați, că... E da. Obligatoriu. Apropo, că vreau să zic la început, uite tu ce frizură frumoasă mi-a făcut soția mea, aproape că nu mi se vede chelia și... Stăte așa într-o parte ca să se vadă că e făcută în scări. Se vede un pic încă umflătura de unde m-a înțepat albina. Da. Un pic încă se umfla pe partea asta. Să fac și un coș pe partea cealaltă. Am o așa de echilibru. E doar că e pentru că ai îndrăgostit. Și vă mulțumim tare mult pentru vizionare. Cine vrea să-mi cumpere o pereche, cine vrea să-mi cumpere o pereche de mănuși, aveți opțiunea de... Cine vrea să-mi cumpere o pereche de mănuși, că e aia cu ce mănuși lucrez, aveți opțiunea de alăture-te în partea de jos acestui video sau join pentru cei care vizionează din alte părți ale globului. Cam asta e, nu? Ești mândră de bărbatul tău. Mândră în primul rând de mine. Bravo! Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Pa! Vă salutăm! Oh! Oh my god! E camera. Ce ai păzit? Oh my god! Ui. Haide acolo repede. Nu! În ureche ți s-o prind. Ureche! Nu, no, păi, ce să zic? Aici, ai la tine, Maramureș, și plantele te mușcă, hai să te ajut. Și la gât mi s-o... Nu, 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 nu! Oh, ce...